Un tir încărcat cu peste 1000 de baxuri de țigări netimbrate a fost depistat pe raza comunei Malovăț. Valoarea țigaretelor depășește 1,5 milioane de euro. Șoferul autotrenului prins de polițiștii de frontieră la Malovăț este un cetățean bulgar în vârstă de 47 de ani. Acesta a declarat că își propusese să ducă marfa în Ungaria. Atât țigările cât și camionul au fost confiscate de polițiști. În urma efectuării controlului asupra semiremorcii, polițiștii de frontieră au descoperit cantitatea de 555.000 pachete țigări fără marcaje fiscale. Țigările în valoare totală de 1.500.000 de euro și automarfarul au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză polițiștii de frontieră efectuează cercetări față de cetățeanul bulgar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și apoi prezentat judecătorilor cu propunere de arest preventiv.